Între timp, la noi în țară continuă vaccinarea anticovid, iar OMS Europa recomandă țărilor care au început vaccinarea cu serul produs de Pfizer să dea dovadă de flexibilitate în privința perioadei dintre prima și a doua doză. Mai ales că ne aflăm într-un punct critic al pandemiei. 22 de țări europene au detectat noua variantă de coronavirus mult mai agresivă sau cel puțin mai contagioasă. Un lucru bun, în săptămâna 28 decembrie, 3 ianuarie, doar 15 cazuri de gripă au fost confirmate în România față de aproape 500, câte erau în perioada similară a anului trecut. Discutăm toate aceste lucruri cu Carla Tănase, jurnalist Digi24. Carla, îți mulțumesc pentru prezență. Bun găsit, mulțumesc și eu. Și de asemenea ni se va alătura doctorul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, domnule doctor. Bună ziua. În așteptarea bilanțului, a ajuns bilanțul, Carla, că nu am apucat să ne uităm. Vom discuta cu tine cifrele care vin în ultimele 24 de ore, pentru că ne-am propus să discutăm cu domnul doctor despre vaccin și efecte secundare, pentru că am văzut foarte mult vehiculate pe Facebook, pe rețelele de socializare și inclusiv în discuțiile pe care le ai cu oamenii de efectele acestea secundare. Domnule doctor, există această întrebare, după 3 ani, după 4 ani, după 5 ani de zile de la acest vaccin, ar putea apărea efecte secundare? Sigur că pentru a da un răspuns foarte precis la această întrebare, trebuie să așteptăm o perioadă mai lungă de timp. Însă sunt indicii din datele de laborator sau datele pe care le avem până acum legate de această tehnologie bazată pe ARN mesager și de cele două vaccinuri aprobate în Uniunea Europeană, Pfizer-BioNTech și Moderna. Aceste date ne arată că profilul de siguranță anticipat al vaccinului, nu doar pe termen scurt, dar și pe termen mediu și lung, acest profil de siguranță este unul bun. Acum, dacă ne uităm, și deja suntem în punctul în care putem să ne uităm la acest profil de siguranță și dintr-o altă perspectivă, adică nu doar cea a datelor din studiile clinice, ci și a datelor din viața reală. Și am văzut deja primele raportări care ne arată, de fapt, un număr mic de reacții anafilactice, de acestea ne temeam, dacă vreți, în cea mai mare măsură în relație cu vaccinarea, un număr mic, raportat la numărul de milioane de doze deja administrate la nivel mondial. Dar cred că sunt câteva lucruri care trebuie menționate sau trebuie avute în vedere când ne uităm la profilul de reacții adverse. Pot să apară anumite situații medicale ale unei persoane care se vaccinează, care pot sau nu să aibă legătură cu administrarea vaccinului respectiv. Aceasta este corelația, apariția unui eveniment în contextul în care înainte s-a produs administrarea unui medicament. Și cu totul altceva este relația de cauzalitate, adică în ce măsură administrarea unui medicament determină o anumită reacție adversă. Pentru a demonstra această cauzalitate, evident că e nevoie de o investigație aprofundată, de o monitorizare aprofundată. Iar dacă vorbim despre aceste vaccinuri, atât producătorii cât și Agenția Europeană a Medicamentului, Comisia Europeană, au proceduri de farmacovigilență deja implementate, foarte, foarte bine puse la punct. Adică e foarte puțin probabil să scape, reacții adverse neraportate și neinvestigate. Carla, cum decurge campania de vaccinare până în acest moment? Cum ți s-a părut? Sunt și probleme. Am văzut, sunt și probleme de comunicare, nu ajung informații foarte corecte de prima dată așa cum ar trebui la coordonatorii acestor centre de vaccinare. Până acum s-au vaccinat peste 70.000 de cadre medicale. Coordonatorul campaniei vrea să treacă cât mai repede la etapa a doua. Problema apare, adică de ce nu sunt făcut imunizate mai repede cadrele medicale? Pentru că sunt centre care nu au fost deschise de la început, adică din data de 27 decembrie. De exemplu, Centrul de Sănătate Mentală, unde am filmat în această dimineață și am văzut că oamenii așteptau la rând să se imunizeze, a fost deschis de ieri. Autoritățile acum fac o evaluare. Multe cadre medicale, sau o parte dintre cadrele medicale, preferă să aștepte să se vaccineze alții și să vadă exact aceste reacții secundare despre care vorbeai tu puțin mai devreme.
Sunt ezitări și în rândul cadrelor medicale și multe spun că prefer să mai aștept și să văd dacă... Adică așteaptă să vadă cum reacționează cei pe care am văzut și noi, medici, vaccinându-se în direct la televizor, când a început campania de vaccinare din 27 și mai apoi deschid centrele. Campania de vaccinare a început cu cele 10 spitale din linia întâi, după care s-au deschis pe rând și celelalte centre și vreau să fac o corectură. Din 4 ianuarie a fost deschis centrul unde am filmat în această dimineață, de la Centrul de Sănătate Mentală. Oricum mai târziu decât debutul campaniei de vaccinare. Da, dar am crezut că e vorba și de o chestiune administrativă, de birocrație. Însă tu îmi spui că de fapt este reticența... Știm că prima dată am primit 10.000 de doze de vaccin, o tranșă simbolică, și atunci autoritățile au decis ca aceste doze puține să ajungă în spitalele de primă linie. Și atunci s-a stabilit să fie 10 spitale unde se înceapă vaccinarea și odată ce am primit mai multe flacoane de vaccin, au fost deschise și celelalte centre. Dar da, există și această ezitare și în această dimineață am vorbit cu cadre medicale care îmi spuneau că până ieri erau hotărâte să nu se vaccineze. Au vorbit și cu alte cadre medicale care s-au vaccinat și au fost convinse de acestea să se vaccineze și astăzi au mers să se vaccineze. Toată lumea încă se mai gândește ce să facă. Așa cum spunea și domnul doctor Geantă, încă nu știm pe termen lung care sunt efectele. Sunt indicii că nu s-ar întâmpla, așa cum spunea și domnul, nu s-ar întâmpla nimic și că sunt aceste reacții adverse minore deocamdată. Este foarte importantă însă comunicarea, pentru că vedem că fake news-urile circulă foarte repede. Se răspândesc foarte repede și odată ce s-au răspândit e foarte greu să le demontezi. Domnule doctor Geantă, cum vedeți această campanie de vaccinare? 70.000 de cadre medicale până în acest moment, peste 70.000. E acum o problemă și în ce privește numărul de vaccinuri, în sensul în care trebuie să ajungă în toate statele Uniunii Europene. Am văzut că uneori au apărut și mici întârzieri, dar ar fi. Astea sunt semnalele, mesajele care vin dinspre autorități. Dar despre această campanie de vaccinare la noi, a cadrelor medicale, ce puteți spune? Practic, campania a început săptămâna aceasta, așa cum spunea și mai devreme, ceea ce am avut la sfârșitul lunii decembrie a fost, să spunem, statul simbolic, dacă vreți, oficial, al campaniei de vaccinare. Practic de luni ne putem uita la cum arată cifrele și e clar că aceste cifre sunt determinate în primul rând de capacitatea de organizare și capacitatea sistemului de sănătate de a oferi vaccinarea. Pe de altă parte, e foarte important să corelăm dorința oamenilor de a se vaccina cu disponibilitatea dozelor. Noi suntem acum într-o etapă în care, potrivit înțelegerii cu Comisia Europeană, aproximativ 150.000 de doze sunt alocate și vin în fiecare săptămână în România. Trebuie un management foarte, foarte bun, trebuie păstrată această balanță între ceea ce avem disponibil și dorința oamenilor de a se vaccina, pentru a nu merge în extrema cealaltă, în care dorința de a se vaccina poate să fie stimulată mai mult decât ar fi disponibilitatea de dozelor de vaccin. Și am mai văzut asta în anii trecuți, dacă ne uităm la vaccinarea antigripală. Pe de altă parte, toamna anului trecut. Exact. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că este o mare provocare din punct de vedere al producerii unui număr atât de mare de doze. Ce vreau să spun este că ne mai putem aștepta la unele întârzieri sau poate la unele tranșe care să fie mai mici în perioada următoare. E totuși, vaccinul e un produs sofisticat, e un produs biologic. Nu putem să apăsăm pedala mai puternic pentru a produce mai mult vaccin. Și trebuie păstrate toate aceste condiții de calitate. De aceea, campania de comunicare și, dacă vreți, de convingere a oamenilor să se vaccineze, trebuie foarte bine corelată cu disponibilitatea vaccinului. Cum am văzut că astăzi Comisia Europeană discută despre creșterea numărului de doze în contractul cu Pfizer și BioNTech. Asta e o veste bună.
Mai ales că, totuși, capacitatea modernă de producție în Europa este destul de mică, deci probabil că la nivelul anului 2021, principalul vaccin care va fi administrat în Uniunea Europeană va fi cel de la Pfizer și BioNTech. Mai există și această recomandare ca cei care s-au vaccinat cu vaccinul de la Pfizer să continue la rapel cu același vaccin, să nu fie combinate cele două seruri. Vreau să discutăm da, și despre bulbele de la Ministerul Sănătății, revenind la discuția noastră, pentru că la câteva ore după ce a somat spitalele să încheie astăzi prima etapă a vaccinării, Ministerul a trimis o altă adresă, o rectificare mai exactă, în care preciza că până astăzi trebuie să încheie, de fapt, doar programările în vederea vaccinării personalului medical. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a cerut Ministerului Sănătății să trimită notificări către toate spitalele pentru ca astăzi să încheie programările cadrelor medicale care vor să se imunizeze. Un angajat de la Ministerul Sănătății însă a înțeles altceva, astfel că la spitale a ajuns o adresă în care scrie că astăzi toate centrele de vaccinare trebuie să încheie vaccinarea până astăzi la ora 20. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu spune că a fost o eroare și că a fost corectată. La Centrul de Sănătate Mentală din capitală s-a stat la coadă pentru vaccin încă de la primele ore ale dimineții. Vaccinarea la acest centru a început încă de ieri, vedem însă că astăzi se stă la rând, sunt mai mult de 10 cadre medicale care așteaptă să se imunizeze, spun că au fost programate la ora 10, însă s-a decalat puțin programul. Există și o ușoară nemulțumire pentru că, după cum puteți vedea, trebuie să stea în ploaie, spun însă că vor să se vaccineze și vor aștepta până când le vine rândul. Domnul profesor, v-ați vaccinat? Cât de mult ați așteptat acest moment și dacă ați avut vreo ezitare? Absolut nicio ezitare. A fost un lucru perfect normal, consider, pentru orice profesionist în domeniul medical. În definitiv, am fost vaccinat și în copilărie. Lucrurile au decurs bine, vor decurge și de acum înainte. Câți din angajații de la Spitalul Baltazar și-au exprimat dorința de a se vaccina? Din cunoștințele mele, marea majoritate, cel puțin 80%. O persoană pentru vaccinare, vă rog, haideți. Să vine cu trei. Cum a fost, doamna? Să rămână. Tot bine. N-am simțit nimic. Cum a fost, doamna? Cum vă simțiți? Bine. Ați avut emoții? Nu, un pic. Ieri am avut emoții. De ce? La ce v-ați gândit? Așa, multe spuse și multe apărute, dar astăzi nu. Astăzi nu am emoții. Vă gândeați o reacție adversă? Da, da. Și până la urmă v-ați făcut curaj? Până la urmă, sora mea m-a încurajat foarte mult. Lucrând în terapie intensivă, ea a fost vaccinată ieri. Și dumneavoastră ce? Sunt asistentă medicală la Institutul Național de Neurologie. Am avut puține emoții, pentru că am diabet, dar nu mi-a fost teamă. Și pe calea asta vreau să spun tuturor care le teamă, mai ales cu diabet, să vină să se vaccineze. Pentru că este foarte important să ne protejăm de COVID, mai ales cei cu asemenea tip de boală, deoarece în momentul în care faci boala cu diabet, riscul este mult mai mare. Ați simțit ceva după ce v-ați vaccinat? Nu, absolut nimic. Sunt puține emoții, normal. Dar nu am nimic. Am urmărit acest material. Carla, ne vorbeai mai devreme exact despre acele cadre medicale, asistente medicale care erau reticente, sunt reticente și totuși, ulterior, au fost convinse să-și facă vaccinul. Da, cadrele medicale pe care le-ați văzut puțin mai devreme, două asistente, dacă nu mă înșel, au avut o ușoară ezitare, însă vorbind cu alte colege care s-au vaccinat, până la urmă au luat această decizie și au mers să se imunizeze. Este foarte important ca cei care se vaccinează să vină și să spună, să afle și ceilalți cum se simt, să vadă că nu au nicio problemă sau dacă există o problemă, atunci să știm că există o problemă. Dar este importantă, foarte importantă comunicarea în această campanie de vaccinare, în special din partea autorităților și să nu existe aceste bâlbe despre care am vorbit și noi în această dimineață. Urmează etapa a doua de vaccinare. Iar de la începutul lunii aprilie este posibil să înceapă etapa a treia de vaccinare, când vom putea cu toții să ne imunizăm și cu siguranță atunci va fi mult mai greu, vor fi peste 1000 de centre
de vaccinare, dar dacă autoritățile vor menține o comunicare bună și o organizare, pentru că este important ca centrele de vaccinare să fie bine organizate, atunci putem încheia această campanie de vaccinare cu bine. Am văzut ce s-a întâmplat în această dimineață când de la Ministerul Sănătății a plecat ieri o notificare către spitale în care li se spunea că astăzi trebuie să încheie vaccinarea. De fapt, era vorba doar de programare. Este o diferență foarte mare, dar s-a întâmplat... Undeva era și de anticipat acest lucru, pentru că nu era avem... Era imposibil să se întâmple acest exact. Lucru. A fost făcută această rectificare, dar s-a întâmplat acest lucru se pentru va că o persoană... Măcar, se va... A fost făcută rectificare. Se va face o anchetă în sensul cine a fost făcută rectificare. Am vorbit cu Ministrul Sănătății în această dimineață pentru a vedea ce s-a întâmplat și spune că un angajat a înțeles greșit acea adresă primită de la Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei, motiv pentru care a fost trimisă o rectificare pe care managerii au primit-o. Așadar, toate centrele de vaccinare trebuie să-și încheie programările și se întâmplă acest lucru și se fac presiuni asupra coordonatorilor șefilor, a coordonatorilor centrelor de vaccinare pentru a vedea când s-ar putea încheia etapa a doua și pentru a se face o evaluare a centrelor din prima etapă, pentru că Valeriu Gheorghiță spunea la ultima conferință de presă că vrea să vadă pe câte centre de vaccinare din prima etapă se poate baza și pentru etapa a doua. Estima atunci cam 100. Iar etapa a doua va... Etapa a doua va începe cu persoanele din centrele sociale. Sunt aproximativ 40.000 și de la 1 februarie s-ar putea vaccina și personalul din activitățile esențiale. Domnule doctor, noi poate suntem oameni de comunicare și pentru noi este important, o ascultam pe Carla, că susținea, e foarte important să-i vedem pe acești oameni care se vaccinează, să le auzim vorbele imediat după vaccin, să îi auzim, inclusiv, să le ascultăm inclusiv argumentele pentru care s-au dus să se vaccineze. Dumneavoastră, cum credeți? Cât de importantă este această informare? Și cum credeți că se va derula următoarea campanie, următoarea etapă din campania de vaccinare? Această primă etapă este esențială pentru a clădi încrederea. E foarte important, sigur, în primul rând, pentru că medicii, cei care sunt în prima linie, care lucrează în spitale, vaccinându-se după a doua doză, vor fi și protejați față de boală. Acesta este lucru principal. Dar, potrivit sondajelor de opinie, am văzut acolo că medicii, de fapt, sunt principala sursă de informare în privința pandemiei și a vaccinului pentru populația generală. Iar a doua sursă e reprezentată de mass media. Deci prezența acestor experiențe, prezența medicilor în momentul vaccinării, după momentul vaccinării, în media, se întâlnește foarte bine această prezență cu cererea din partea publicului. Oamenii vor să afle de la medici, la modul propriu, cum funcționează vaccinul. De aceea spun și cred că această primă etapă, modul cum a început campania, este un mod inteligent pentru că mizează foarte mult pe credibilitatea și pe expertiza pe care o au medicii, inclusiv în a transmite către populație mesajele relevante pentru a clădi încrederea. Încrederea va fi, cred eu, combustibilul care va alimenta vaccinarea și care probabil că ne va duce către un procent important. Vă mulțumesc tare mult, domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, direct la Digi24, Carla Atanasie. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc și eu.